Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Bine v-am regăsit. Iertați-mă că dau buzna așa în casele dumneavoastră. Am mai fost odată pe acest teren. Am mai făcut un reportaj aici, în cursul acestui an, mai înspre iarnă, cumva așa, cred că înspre luna lui februarie. La vremea respectivă, aici era, nu dăduse colțul ierbii, aici era plin de gunoaie, dar plin de gunoaie. Ce ați văzut, domniile voastre, atunci a fost primul semnal că în vecinătatea gropii de gunoi de acolo, de șa de steagul ăla înălțător, lucrurile nu sunt în regulă. În ce sens? În sensul că de acolo vin pe câmpurile astea pe zeci, poate pe mii de hectare. Nu e vorba de cantitate, cât e vorba de metri pătrați, 100 de metri pătrați de gunoi, de plastic, de hârtie, care, bineînțeles, vor fi băgate în arătură și dedesubt le băgăm în plămâni, în stomac, în sânge, că acum mai nou au descoperit particule de plastic și în organele noastre. Cercetătorii britanici, dacă ați fost atenți la știrile, la ultimile știri. Ei, în această dimineață, recunosc, este sâmbătă, este ora 10:30, am venit din nou pe aceste câmpuri să vă arăt cam cum e treaba pe aici și cam la ce cotă se ridică, la ce nivel se ridică dezastru ecologic. Lumea va spune, aule, nu e foarte, foarte grav, eu zic e foarte grav. Punguța asta, dragilor, stă aici în vârful țepușii, ea s-a răsucit deci pe mii de ori. Deci pe mii de ori, săraca. Cam așa arată pământul, terenul. Gunoaile, plasticul e peste tot, dragi. Plasticul e peste tot. Are rost să vă povestesc? N-are rost. Plasticul e peste tot. Aici l-au mai oprit, cum să vă zic eu, e un fel de râu, e un hat. Din cauza asta sunt mai multe plante rămase și uscate și din cauza asta au oprit punge, că dacă nu, erau până în partea cealaltă. Uitați-vă cum arată câmpul. Tot ce vedeți, domniile voastre, puncte albe, toate sunt pungi. Toate sunt pungi. Doamna Iordache, ne-ați promis că va fi bine. Doamna Adriana Iordache, șefa Găzii de Mediu Suceava, ce facem? Cum, ne apucăm de mâncat? Iar le luăm de la capăt. Odată, parcă era rezolvată situația asta. Plastic peste plastic, peste plastic, peste plastic, dragilor. Și noi îl mâncăm. Uitați. Aici e. Zilele astea va bate vântul și din prea frumoasa groapă de gunoi care este acolo, deci între clădirea aia cu steagul, acolo e o crescătorie de porci și acea fermă care este a domnului Prodaniuc. Ia să vedeți mai în toată spatea. Asta e ferma domnului Prodaniuc. E, chestia aia de acolo, aia e groapa de gunoi. Aia este stația de sortare de la groapa de gunoi. De acolo vin toate mizerile pe care le vedeți dumneavoastră. Toate pungile care atârnă și defilează pe aceste terenuri. Le vedeți. Frumoase, elegante. Pe tot terenul omul ăsta are numai o pungă și o punguță. Și el va veni să semene, că nu a semănat încă. Și ne întrebăm de ce suntem bolnavi. Și ne întrebăm de ce nu suntem sănătoși. Uite de-aia, doamnă Ardechi. De-aia, că mâncăm pungi de plastic. Le vedeți cum atârnă. Haideți să vă mai arăt o zonă și mai interesantă. Aici a fost făcut curat din februarie, încoace a fost făcut curat, credeți-mă. Uitați-vă cum e acum. Dacă a fost deja curățile făcut. Așa o bucată de... Ca să fie bine să nu fie rău. Ca să fie bine să nu fie rău. Le vedeți, da? Tot câmpul e o pungă și o punguță și o punguliță. Aici omul că n-a semănat, dacă va veni să semene, aia e. Punga asta este cea mai mare de până acum. E bine ancorată între doi coceni de porumb. Se și vede aici. E frumos ancorată. Eu o voi elibera. Pe principiu, zboară pungă, zboară, du-te. Am eliberat-o, da? Se duce la celelalte prietene ale ei, care stau acolo. Na, râdem, glumim, dragilor, dar lucrurile nu sunt în regulă aici. Nu sunt în regulă deloc. Uitați-vă, un câmp plin. Un câmp plin de deșeuri. Un câmp plin de deșeuri. Nici nu mai am putere să mai comentez. Am comentat odată, ni s-au dat asigurări că totul va fi bine. Ia uitați cât e de bine. E mai mult decât bine. Punga mea deja a ajuns departe.
Și va ajunge și mai departe. Nu bate, încă nu bate vântul cum trebuie. S-a blocat într-un cocean. S-a mă duc să o eliberez oare? Ar trebui, nu? Săraca cum se zbate acolo. Bun. Și prietena ei aici. Da, facem haz de necaz, dragi, facem haz de necaz, dar nu e de glumit. Nu e de glumă. Deci pe 10, pe 10, și vorbesc prosit, pe sute de metri pătrați, e plin de gunoi aici. E plin de pungi. De la groapa de gunoi a Sucevii. Ce caută astea aici? Aveți dumneavoastră idee ce caută? Dar plin. A, uitați-vă aici. Și încă n-au fost puse sub brazdă că omul n-a asemănat. De acum va urma să semene. O să vă mai arăt. Tot ce vedeți, dragilor, tot ce vedeți puncte albastre, albe, toate sunt gunoi. Toate sunt gunoi. Toate sunt gunoi aici. Deci tot ce vedeți verde, galben, roșu, alb, totul pe câmpul ăsta e vorba de gunoaie, de pungi. Nu glumesc, nu glumesc, totul e vorba de pungi aici. Pungă după pungă după pungă. Dacă eram în Uniunea Europeană, pe bune, dacă eram Germania, dacă eram Franța, Italia, ăsta se chema teren compromis, aici era cu judecată, era cu sancțiuni, era cu de toate. Ce avem noi acum? Absolut nimic. Stai să vă arăt și pe partea asta. Pe partea asta altă la fel. Ia uitați. Vă zic, pe sute de metri pătrați, atârnă pungile. Se zbat să fie eliberate. Uite, săraca aia de acolo. Cum se chinuie săraca să zboare. Să vă arăt? Ia, bă, o priveliște mai interesant. Aici îți văd alte sute de metri pătrați care sunt compromiși. Asta este imaginea dezastrului ecologic, din punctul meu de vedere. Dacă domniile voastre gândiți în alți termeni, au trebuie să... Spun să văd ăla de la ce e. Îmi cer scuze omul că i-am intrat pe arătură, dar... Sunt curios de... Pungi peste pungi, peste pungi, peste pungi. Tot câmpul e așa, dragi, tot câmpul este așa. Tot câmpul este așa. Ia uite, acolo câte de... Tot ce vedeți puncte albe, aia sunt gunoi. Gunoaie prevenită de la groapa de gunoi a orașului. Da, ăsta e un... Prea frumos. Îl eliberez, nu? Iar de la groapa de gunoi de acolo, știți unde se duc? Se duc la casele oamenilor. Că uitați-le unde sunt, nu sunt foarte departe. Câțiva kilometri, știți ce repede zboară? Nu vă vine a crede. Foarte repede zboară. Uitați-vă cum e. E plin de gunoi. Plin de gunoi. Cel puțin pe malul uscat al râului, că aici v-am zis, hatul ăsta e un pâriaș din el așa. Uite și pe asta. Asta este agățată într-un singur firișor. Aici asta agățată, dragi. Da, o eliberești pe asta. E păcat să stea sărac. Asta de la ce e? Stai, nu fugi acum de mine. Opa. E de la ceva cadouri. Da. O să mă întrebați de ce nu o strâng. Nu-i treaba mea să o strâng. Treaba mea e să o pun la gunoi. A, că tot nu vrea, pas, o iau amintire eu. Hai să vă mai arăt ceva. Mergem mai departe pe părăiașul ăsta, că de părăiașul ăsta e vorba. Aici e întreaga poveste. Aici se opresc toate mizerile într-o primă etapă, după care o iau liniștite. Uitați-le, uitați cum fug acolo gunoaiele pe care. Uitați-le cum fug. E cum trebuie, dragilor, aici. Aici la Liten Moara e cum trebuie, la groapa de gunoi, de la moară. Aici sunt. Ce frumos strălucesc în soare mizerile și gunoaie. Și uitați-l. Vorba de sute de metri pătrați de teren plin de gunoi, plin de gunoi. Plin, nu glumesc, plin de gunoi. Și de aici mai departe, putem, vă spun liniștit, dacă mergem un sfert de oră, un sfert de oră găsim în continuu numai gunoaie de asta. Numai deșeuri. Și ne batem cu pumnii în piept că e bine și că e ok. Ia uitați-i cum arată aici. În toată splendoarea lor. În toată splendoarea lor. Asta nu e groapa de gunoi. E satul de gunoi al Sucevii. Vă place, nu? E bun așa. Asta de la ce e? De la ce e o chips? Asta e mai serioasă, da. Da, e bun. E bun așa.
Nu mare rost, vorbim degeaba, dragilor. Vorbim absolut degeaba. Ne batem gura de pomană. E... Haideți să vă arăt. Poate soare un pic, e un contrajur. Poate vedeți. Tot ce vedeți alb, tot ce vedeți strălucind, totul e mizerie, dragi. Totul este gunoi. Tot. Tot ce vedeți, domniile voastre, tot ce vedeți acolo, tot ce vedeți punctișoare albe, totul e gunoi. Totul este plastic. Dar totul, totul, dragilor, este plastic. Sute de metri pătrați. Pe sute de metri pătrați, ca să nu spun kilometri, că s-ar putea să exagerez, totul este compromis aici. Totul e compromis. Și credeți-mă, acu e bine că le-am mai dus. Uitați-vă un pic, în toată splendoarea, aia e, tot ce vedeți asta acolo, ăla este, aia e demonstrația dezastrului ecologic. Tot ce vedeți, domniile voastre, tot ce vedeți strălucind în soare, e mizerie, e plastic. Da, UE, România, 2022. Mulțumim frumos gărzii de mediu, Agenției pentru Protecția Mediului, Consiliul Județean Suceava, că ne-a adus mizeria asta sub geamuri. Domnilor, tot ce vedeți strălucind, tot e numai o pungă și un ambalaj, provenind de acolo, de la prea frumoasa groapă ecologică de gunoi, care numai ecologică nu e și numai groapă nu e, un fel de loc de unde poate să zboare liniștite toate mizerile astea. Uitați, asta este imaginea dezolantă a dezastrului ecologic. Nici nu are rost. Vorbim de pomană, sincer vă spun. Vorbim de pomană. Le vedeți, da? Le vedeți. Tot câmpul, tot ce vedeți strălucind este mizerie. Of, Doamne, Doamne. Ajungem... Am să schimb camera pe mine. O să ajungem, dragilor, să nu mai reacționăm la lucruri de genul ăsta. Să zicem, să vedem că mâncăm dintre gunoaie, vorbesc serios, că mâncăm dintre gunoaie și spunem, bă, da, ce-i prima dată când ne arată Chira treaba asta? Am mâncat și n-am mai murit. Ia uitați, am mâncat și n-am mai murit. Plin de gunoaie, dragul, plin de gunoaie. Doamna Iordache, doamna Adriana Iordache, faceți ceva, spuneți stop joc mizerii astea de grup de gunoi de aici, de la Moara, că nu se mai poate. Dacă îi dați drumul și celei de pe Mestecăniș, credeți-mă, va fi dezastru pentru câmpul lungin. Închipuiți-vă acum aici. Să vă arăt, poate vedeți mai bine acum că bate soarele. Ia uitați-vă. Aici la Moara e dezastru. Aici la Moara e dezastru. Închipuiți-vă ce va fi la câmpul moldovenesc când e de pe Mestecăniș. Orașul e la poale. Deci tot ce vedeți mai asta, puncte albe acolo, tot este o pungă și o punguță și un deșeu și ce vreți, domniile voastre. E mizerie, aici e mizerie, e îngropasul mizerii. Da, doamna Dachi, faceți ceva, opriți demența de pe Mestecăniș, opriți nebunia de aici, de la Moara. Ziua, vântul și dezastru ecologic. Noi ne-am cam săturat. Ar fi cazul să vă săturați și domniile voastre și să facem cu toții ceva. Eu vin, vă arăt, uitați-vă ce frumos se prezintă zona asta. O bijuterie. Mă intrigă ambalajul ăla albastru. Am să merg până la el să văd. Poate îmi dau seama la ce provine. Deci, da, plastic după plastic. Și vă întrebați, mi-e rău. Mama, mi-e rău, mă doare capul, mama. No. N-ai asta cu ușa deschisă, nu ai mâncat plastic, nu, ai stat cu ușa deschisă. Punga asta săracă acum cere să fie eliberată, vedeți? E o pungă de la, ia vedeți să vedem, o pungă de la, ceva frumos, ceva elegant, de la, thank you, yeah. Da, vedeți, asta e ironia pământului. Mă, o pungă cu thank you, cu mulțumesc, stați că ce... Mai zice ceva aici? Ba, asta e ironia adevărată. Ia uitați ce-mi zice. Thank you, have a good day. Atenție ce zice aici. O pungă găsită pe câmp. Warning. To avoid change of suffocation, keep this plastic bag, ați așa un pic că tot mă, away from babies and children. Bun. Do not use this bag in cribs, beds, carriage or play pens. This bag is not a toy. Excepțional, dragi. This is not a toy. Nu. Asta este un deșeu. Asta este
ironia gropii de gunoi, bășcăria gropii de gunoi pentru noi. Am ajuns și la minunea asta albastră, asta e de la un ceva. Asta o eliberez, că asta se cere eliberat. Doamna Iordache, dacă vă bate la geam cineva, să știți că e punga asta de gunoi care defilează pe câmpurile astea nenorocite de la moară. Are rost să vă mai duc, să vă mai arăt. Plin, plin câmpul, dragilor, plin câmpul. Tot ce vedeți este numai un plasticuț și o pungă. Of, 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 of. Nici nu are rost. Vorbim degeaba, credeți. Vorbim absolut degeaba. Un vântuț aici. Deci de la... Deci de pe terenurile astea compromise de la Liteni Moara, din apropierea gropii de gunoi. Și cu acest, cu acest mesaj, doamna Iordache, dacă e nevoie, eu le strâng și nu glumesc. Dacă nu sunteți în stare să faceți nimica, păi nu trebuie să faceți nimica, să le dați amenzi ăstora până se liniștesc și până fac ceea ce trebuie. Dacă nu sunteți în stare să faceți ceea ce trebuie, ori vă dați demisia, ori vin eu în fiecare zi și îmi postez de la dumneavoastră, de la ușă, spun: bună dimineața, doamna Iordache, am mai venit cu o mizerie de asta. Haideți, băgați un cafea, băgați un sandwich și ce vreți dumneavoastră, că la urmă tot acolo să ajungi. Doamna Iordache, luați chitanțierul, facturierul, amendați consiliul județean până se plictisesc. Eu personal m-am plictisit să mănânc așa ceva. Nu avem dreptul să mâncăm așa. Nu aveți dumneavoastră dreptul să ne obligați să mâncăm așa ceva. Auziți, un pârâu plin de mizerii, un teren compromis. Eu o să mănânc porumb de la omul ăsta, nu? La toamnă. Doamna Iordache, nu glumesc. În fiecare zi vin la dumneavoastră, dacă nu face ceva de urgență, vin la dumneavoastră cu chestiile astea. O să vă săturați de mine. Ori o să vă dați demisia, ori o să faceți ceea ce trebuie. Și cred că mai ușor e să faceți ceea ce trebuie. Că nu e greu. Fix, adrese, amenzi, până să liniștesc, până fac ce trebuie, până acoperă mizeria aia de groapă, ca să nu mai zboare pe tot terenul mizerile astea pe care noi le-am adus aici. Le plătim o dată să le aducem, să le aducem aici și mai plătim o dată să le adunăm de aici. Da, ne enervăm de pomană. Dragilor, să începe săptămâna cum se cuvine. Azi, într-adevăr, e weekend când am filmat eu. Și, dar trimit materialul ăsta negreșit doamnei Iordache. Cu siguranță va vedea, cu siguranță se va bucura. Eu vreau să vă bucurați de o săptămână așa cum trebuie și aveți vreo grijă la domniile voastre, că, după cum vedeți, autoritățile, sub nicio formă, nu fac ceea ce trebuie. Sănătate maximă și, ca de obicei, sus inimile, numai bine.